Elevilor de la școala de poliție le place să citească și nu orice fel de cărți. Dovadă stă faptul că la cererea elevilor și a conducerii instituției, scriitorul câmpinean Alexandru Sașa a fost invitat în acest weekend să își relanseze volumul Parodii. Cartea a fost lansată pentru prima dată în martie 2009 în cadrul evenimentului Caravana Poeților. Se pare că epigramele scriitorului au prins la public, astfel că sâmbătă elevii de la școala de poliție au ascultat cu interes recenzia făcută volumului Parodii de criticul Gherasim Rusu Togan. Acesta a vorbit despre ce înseamnă epigrama ca și specie poetică, despre mari epigramiști ai literaturii române și despre dăruirea și talentul literar cu care scrie Alexandru Sașa. Invitat de către domnul Sașa, încerc să vă prezint pe scurt activitatea unui poet de excepție al Câmpinei și nu numai al Câmpinei, cunoscut în țară, mai mult ca parodist, deși scrie și poezie serioasă și comportamentul lui e de om serios de obicei. Să zice că parodiștii sunt neserioși. Dar își mai sare din pepe, mai ales în plan poetic, iasă din tiparul acesta al sobrietății și cultivă prin excelență parodia. Își cultivă un tonus poetic aparte, încărcat de optimism, de vigoare sufletească și de dăruire și talent poetic. După Mistresul cu colț de argint, de Ștefan Augustin Doinaș. Parodia se numește Butoiul cu cep de safir. Un bos din Ciorani, agreând băutura, spre via înrodită pe dealul urca, slăindu-și cu pas apăsat arătura, cânta o romanță de of și spunea: „Săriți să aflăm într-o cramă discretă butoiul cu cep de safir pântecos, ce ține dosit în secret o brunetă, licoarea bătrână și izul domnos. Baroane, spuneau acoliții cu jipuri, butoiul acela nu e de găsit, deci haide să bem cunoscutele șipuri umplute cu sânge de zeu pârguit.” Dar bosul pășea înciudat printre coarde, scruta depărtarea aten la ciorchini, uitând pe butuci tescovina ce arde, fetească dorită cu jin de străini. În vârf, el găsește o clipă de odihnă, uitați cum închide din ochiul ștrengar butoiul cu cep de safir fără tihnă, săriți să luăm acest fain exemplar. Baroane, e balta clipindă sub soare, grăia acolitul cu ton de slugoi. Dar el replica îndoindu-se, oare? Și balta sclipea ca un cep de butoi. În drum el mâna supărata sa gașcă, uitați cum se întoarce perfidul spre noi, butoiul cu cep de safir ne împroașcă, săriți să-i furăm conținutul de soi.